Haiosul Clovn Bobo și-a deschis club și invită sucevenii de toate vârstele, dar în special pe copii, să se distreze într-un spațiu extrem de generos. Clubul are mai multe zone, între care cele pentru diverse ateliere, cea de joacă și cea destinată părinților. Prima vizită a fost făcută de un grup de copii de la o grădiniță din cartierul Opcini. Veniți la mea acasă? Da! Bineînțeles, să știți că e deschis de luni până vineri, da, de la 10 la 8, sâmbătă și duminica de la 11 la 22, da? Ia spune, îți place aici la locul de joacă? Da. Ce îți place cel mai mult? Să mă dau pe tobogan. În ce te-ai costumat? În scufița roșie. Și există și lupul? Da. Va veni în curând lupul. Dar de clovnul Bobo îți place? Da. Cu ce te-ai jucat până acum? Cu prietena mea. Așa, dar nu te-ai costumat în nimic? Am văzut că sunt costume acolo. M-am costumat într-o vrăjitoare. A, și te-ai schimbat acum, nu? Uh-huh. O să mai vii aici? M-am costumat în prințesă. Și ce face prințesa aici la Bobo? Eu aici mă joc. Îți place? Da. Mai vii? Mai vin. Tu ești Eddie sau ești Superman? Eddie. Ești Eddie Superman? Da. Cum te distrezi aici la Bobo? Frumos. Ce-ți place cel mai mult? Casa. Îți place casa lui Bobo? Da. Îți place că ai loc unde să alergi? Poftim. Ai alergat? Ai făcut câteva ture pe aici? Da. Cu baloanele te-ai jucat? Da, puțin. Mai stai? Da. Mai vii? Da. Mai vin. Hai, să mergem la baie. Vin aici. Îmi place la Bobo. Ce-ți place cel mai mult? Îmi place să mă joc. Și cu ce te-ai jucat până acum? M-am jucat cu... Cu prietena ta? Da, m-am jucat cu prietena mea. Și... Ai fost la minci acolo unde sunt mingile alea multe, multe? Da, am fost și m-am jucat mult. Tocmai eu. Și acum tu, da? Ia simt, îmi place aici la Bobo? Îmi place aici la Bobo. Dar de Bobo îți place? Da. Ție îți place de Bobo? Da, îmi place și... Și locul de joacă? Da. Și mai vii? Da. Mulțumesc! Îți place aici la Bobo? Da! De ce îți place aici la Bobo? Că are multe jucării! Așa. Și care jucării îți plac cel mai mult? Costumele îmi plac. Așa. Și... mașinuțele. Și mai vii la Bobo? Da! Am venit la invitația lui Bobo, spațiul este foarte frumos amenajat, cu costume specifice pentru jocurile noastre de la grădiniță. A fost o invitație binevenită, copiii se simt foarte bine. Clovnul Bobo e cât se poate de fericit și a împlinit un vis și are acum propriul lui club, un club al distracției la superlativ. Să știți că mi-am deschis casa nouă, da? Ia uite, după atâți ani, un deceniu, a durat un deceniu, dragă Adriana, mi-am deschis casă nouă. Vă mulțumesc vouă, Intermedia TV, partener de încredere, ca de obicei. Nu scăpați de mine, să știți, nu scăpați. Unde găsim clovnului Bobo și ce găsim aici? A, unde îl găsiți? Îl găsiți pe strada Corneliu Coposu 12B, da, deasupra la etaj, cum s-ar spune. Găsiți foarte multă distracție, foarte mult spațiu, în primul rând. Spațiu adecvat copiilor, părinților. Avem 80 de locuri pe canapele pentru părinți. Da, dragul meu, da? Stai mă că vorbesc puțin și multă petrecere, asta vreau să vă dau, distracție, o să avem ateliere de creație, o să avem seara poveștilor cu partenerul Universitatea Ștefan cel Mare, așa mi s-a spus și așa va fi. Vom avea foarte, foarte multe și da, de ce nu, în sfârșit sunt la mine acasă, cum ar spune, și vă aștept să veniți cu drag, cu bucurie, 2 ore de distracție pentru fiecare petrecere, eu zic că e de ajuns, după cum vedeți, nici nu vor să plece. Avem 3 saloane, cum s-ar spune, salonul părinților și a copiilor la masă, salonul de atelier pentru cei mai mari, pentru că ne adresăm și celor de vârstă până la 17-18 ani, pentru că vom avea karaoke, vom avea masă de biliard, vom avea dart, vom avea băuturi coritoare, vom avea articole de petrecere, vom avea și pentru părinți inclus, da? Pentru că toată lumea trebuie să fie. Și meniuri avem, dragă, și meniuri avem. Da, avem și meniuri, da? Avem și pizza, avem de toate, avem. Vă iubesc cu o inimă mare.